tocmai ce s-a lansat Skibidi Toilet 50 și am auzit că este cea mai epică animație de până acum, așa că hai să vedem care e treaba. Ok, deci cred că suntem în baza, cum îi spune, în baza cameramanilor. Mamă! Holy shit. Ok, până acum n-am mai văzut vreo toaletă Skibidi care să scoată flăcări pe gură. Bro, ce se întâmplă aici, fraților? Holy shit, man. Ok, deci cred că băieți și fete, cred că toaletele Skibidi vor câștiga această luptă. Oh my god, bă, cine e ăla? Băi, ăsta e. Băi, voi l-ați văzut pe ăsta? Fiți înțeles că iară aflăm secretele înainte. Bă, ce faci, man? Toți ăștia au fugit. Deci uite, vezi? Bă, fraților, toți fug. Ia să-i stăm puțin înapoi. Uite-vă, toată lumea fuge. Bă, dar nebunul ăsta, cine e ăsta? Ești nebun? Pare tot un cameraman dacă stau să mă uit eu așa puțin la el, nu? Bro, cine e nebunul ăsta? Mă, uitați-vă și acolo ăsta, Spider, uitați-vă la ăștia, man. Oh my god. Bro, a venit Titan cameraman. Bro. Mamă, ce-a făcut cu ăștia, băi? A aruncat cu ei de pământ, ești nebun? Bă, n-a avut o șansă, bro. Oh my god, nu. A, degeaba. Degeaba se întâmplă chestia asta, da, degeaba. Degeaba, frățelor, dai tu cu foc către Titan cameraman, că n-ai nicio treabă, ești nebun. Nice. Bravo, frățiorul, bă, ești nebun, nu mă așteptam. Mamă, dar de cât timp nu l-am mai văzut pe ăsta? Sau a apărut și în episodul trecut? Sau de cât timp nu l-am mai văzut noi pe Titan cameraman, ăsta ești nebun? Cred că nu l-am mai văzut de foarte mult timp, fraților. În animațiile Skibidi Toilet. Ia uite, toată lumea, thumbs up, thumbs up. Bravo, frățioară, bravo, ne-ai salvat pe toți. Dar cine era nebunul ăla? Și stați liniștiți, băieți și fete, că a apărut și Skibidi Toilet 51 fan-made. Hopa! Deci acolo nu prea am înțeles dacă TV Woman este torturată sau ea torturează Skibidi Toilet. Bro! Ok. Ăștia cred că sunt hackuiți, man. Bro, frățiorul, lasă-ne în pace, man. Mamă, marea bătălie, ești nebun? Marea bătălie între ăștia. Nu înțeleg, bă, ăsta e hackuit sau nu? Gen, uite-ți-vă care virusul ăla are schimbiditorul de virusul ăla de... Îi virusează pe ăștia, îl are în mână. Asta înseamnă că e hackuit? Sau că nu e hackuit? Că nu înțeleg. Ia vezi, ai grijă, frățiorul. A venit cameramanul. A, ok, au lăsat-o în pace pe TV Woman. Mamă. Oh, și ăștia au ieșit din ei, mamă, frate. Ah, ba nu, bro. Deci ăsta ținea în mână ca să se ducă să bage asta în TV Woman. Cât timp Skibidi Toilet ținea alea, am înțeles. Am înțeles, bro, acum totul are sens, ești de bună. Bro, ce ciudat. Respect TV Man, respect TV Woman. Iar acum haideți să ne uităm la mai multe animații Skibidi Toilet pe care 100% nu le-ați mai văzut până acum. Bro! Bă, cumva asta e o bătălie între Speakerman și TV Man? Între Titanii Speakerman și TV Man? Bro, dar de ce s-ar bate ei între ei, man? Ei trebuie să se aleze și să se bată cu Skibidi Toilet. Bro, de ce se bat așa între ei? Ok. Mamă, asta e o... Asta e o stradă plină de TV Man. Începe bătălia aici, nebun? Și cameramanii numai stau și vizionează? Probabil, da. Păi ce, băi, ești nebun, vezi cum arată asta? Ce șansă ai tu în fața lui ăsta? Ai zero șanse, bro. Ai pur și simplu zero șanse, lasă-te. Bă, ce faci, man? Băi, omoară și pe ăștia. Oh my god, ok, înțeleg că Skibidi Toilet trebuie să fie jos, dar cameramanii, bro? Ok. Oh, shit. No. Bro. Mai departe. Cine l-a aruncat pe asta? Credeți că Skibidi Toilet sau TV Man? Eu zic că TV Man. Eu zic că TV Man l-a aruncat acolo, dar uite că se ridică. Acum vom afla. Da, probabil el. Bro, dar stai, speaker
Spider-Man ăsta l-a trădat pe TV-Man, adică... Bro, poftim? Fraților, Speaker-Man este cu Skibidi Toilets? Ca și apare Man și parcă am mai văzut ceva animații că Speaker-Man ăsta se comportă ciudat, dar nu mă așteptam la așa ceva de la Legi de Bun. Bă, ce i-a făcut, man? Oh my god, fraților. Ce i-a făcut? Bro. Uite, bă, personaje noi. Am mai văzut ăsta odată, fraților. Habar n-am cum se numește acest personaj. Dar uite că dă cu ceva lumină verde și toți aia se bagă în pământ. Ăsta e hazul lui, lumina verde. Oh my god, aia este poza cu prima toaletă Skibidi. Ăsta se ridică? Bă, dar ce, ăsta nu mai putea să se ridice până nu se termina prima poză cu toaleta Skibidi? Let's go, thumbs up, bro, let's go. Haideți, mă, voi sunteți titani. Ăla Speaker-Man titan se pare că v-a trădat. Să-i fie rușine. Ce faci, mă? Pleacă-mă de aici, mă. Dă asta cu tine de pământ, te omoară. Nu mai știi cum te cheamă aici de bun. Pleacă-mă de aici, omule. Haideți, mă, uitați-vă, frate-o. Când nu vine Speaker-Man ăla să se bage, totul e bine. Dar ce se întâmplă acum? Oh. Ok, a trebuit să-l bateți pe ăla. Bro, a picat la jos. Ia, uite-l, mă, iară ăla. Bă, dar ce mă enervează, ești nebun. Bă, mă enervează pe bune. Chiar e enervant Speaker-Man ăsta. Pleacă-mă de aici, man. Nu-l bate cineva? Du-te, băi, cameraman, du-te. Du-te și bate-l pe nenorocitul ăsta. Holy shit. Doamne, man. Bă, ce? Uite, ăla-i profesorul. Că nu mai el face prostii de-astea. Bro, poftim. Hopa. Și acum TV-Man-ul cum e? Acum TV-Man-ul e... E rău sau nu ce e ăla? The Red. Scrie The Red, invers. Ah, The Red e Speaker-Man-ul. Oh my god, bro. Mamă, dar nici nu știam de personajele astea aici de bun. Și de ce nesimțite pot să fie. Da-i o da-i ala, frățior. Ăsta a apărut acum, în Schimbitor 50, nu? Același personaj. TV-Man Titan. Uite ăsta. Ok, n-avea camera aia, ați văzut că și el parcă avea așa o cameră, parcă era tunată camera lui, știi ce zic? Parcă era așa mai șerpuită, mai alea-alea. Era mai mișto camera lui TV-Man Titan din animațiile alea, fie vorba între noi, fraților. Dana! Ce să facem acum? Vezi că te-a văzut, ai grijă. Ia vedeți. Shkibidi gabali bibi. Uite-te la ăștia. Hopa! Păzea. M-am văzut, dar mai poate să facă ceva? Nu, cred că poate să facă nimica. Fraților, Speaker-Man-ul ăsta s-a dus la... Cum îi spune? Sinucidere totală, ești nebun. N-avea nicio șansă să facă nimica, bro. Omul nostru n-avea nicio șansă să facă nimica. Din păcate, asta e realitatea, băi. Nice. Calmează-te, bro. Ia vedeți că omul e nebun. Ia vezi... Aaaa!
Asta e aceeași animație, fraților, ca atunci, numai că e făcută din alt punct. Uitați-vă. Arată cum a făcut animațiile, bro. Ok, nu, sunt din alt punct. Ah, mamă, bă, uitați-vă, arată cum a făcut animațiile, bro. Ok, asta chiar e interesant. Uite cum a venit ăsta aici și aici era cameramanul care avea viziunile astea, bă, cât de tare. Wow. Asta era cameramanul care filmează, dacă vă aduceți aminte, gen. De la faza asta, știi? Asta e cameramanul care filmează. Bro, cât de tare. Da. Băi și fete, scrieți la comentarii care vi se pare cel mai horror personaj scribit, gen cel mai puternic. Eu cred că e... Eu cred că totuși, deci aș zice TV Man Titan, însă cred că cameramanul Titan, ăla de apărut și scribit 250, este de departe cel mai puternic dintre toți.